unul dintre reprezentanții clubului Globului Bălticanul și în același timp membru fondator al societății Regele Stepanțean, societate care cred că mai într-o perioadă cât mai scurtă va obține și care se reprezentă în timp vizită, societate din care face parte și unul prost în aziență mea. Aș vrea să pornesc la spusele domnului Cristea, și anume că regele Țarului Întâi se supunea sau respecta voința poporului. Extraordinar. Iată că după atâția ani, 1916, nu mai avem puțin și se întâlnesc 100 de ani de la acele vremuri, de la acele momente în care regele Țarului Întâi se supunea voinței majorității. Trăim în vremuri în care majoritatea sau poporul român nu mai este ascultat. Poporul român îi sunt impuse anumite măsuri pe care le simțim cu toții. În România, în momentul de față, avem parte de o dictatură pasivă, exercitată de actualii conducători prin instituții ale statului. Mi-aș permite să pun o întrebare oarecum retorică. Care ar fi diferența între România și Belarus? Din punctul meu de vedere, numai singura diferență este că România este țară membră UE. Nu este o mare diferență. Mă tem că după evenimentele omagiale din 25 octombrie cu majestatea sa pe 25 octombrie și 8 noiembrie, mă tem că problema monarhică o să o realocăm nostalgicilor, ceea ce ar fi păcat. Este excepțională inițiativa dumneavoastră sau propunerea dumneavoastră ca această inițiativă să nu rămână aici. De aceea, societatea la care mă refeream, din care fac parte, intenționează ca într-un viitor foarte apropiat să reunească într-un congres național toate societățile pro-monarhice din România. Dar nu este de ajuns. Vă fac efectiv invitația tuturor, datorită experienței pe care aveți, datorită pregătirii pe care aveți, datorită cuvântului greu în societate pe care îl reprezentați, să ne sprijiniți în demersurile de conștientizare și reeducare a populației țării pentru restaurația monarhică. Societatea noastră intenționează ca să-și facă organizații în toate județele, deci interpelarea mea are rol de a vă face o invitație, nu de a vă pune în fața unei probleme.